Bună seara, dragi prieteni, o nouă ediție a emisiunii Forum IT, în care această situație, această criză care ne marchează deja viețile de câteva luni, va fi subiect preponderent dezbătut la nivel popular. Lăsăm un pic tehnologia să vorbească singură. Ne-am ales pentru această seară câțiva invitați care știu să fie și populari. De ce? Pe mai toate canalele de televiziune, colegii noștri ne-au omorât cu termeni științifici, cu elemente despre ADN, ARN, chestii, virus. Noi încercăm să fim aproape de noastră, pentru că vorbim de confluența unor generații. Poate nu ne-am dat seama, dar în această perioadă ne-au făcut foarte mult bine generațiile care vin după cei cu părul alb. De ce? Au putut să explice celor de vârsta mea și de înaintași de-ai mei ce Dumnezeu înseamnă online-ul, ce înseamnă riscurile preluării unor informații neverificate, nefondate, neștiințifice din online și tratate cu valoare de adevăr. Așa că am zis, hai să aducem iarăși lângă noi, la Canal 33 România, breasla medicilor, eventual împletită un pic cu profesorii, și lângă ei să punem studenții. Ce ar putea să ne spună oamenii ăștia din medicină astăzi despre sănătate prin tehnologie? Și de ce așa? Vă mai țin un pic și vă spun o povestioară întâmplată azi noapte. Vin de la drum lung cu tren. Miez de noapte, 3 dimineața, poliție pe peron și, bineînțeles, oamenii se chinuiau să lămurească onor călătorii, să poarte masca pe întreaga durată a călătorii. Lângă mine erau așezați doi bătrâni pensionari care erau foarte speriați de ce auziseră, ce citiseră, ce li se spusese, că să vezi, că pe internet. Da? N-aveam nicio idee despre ce înseamnă fake news. Câteva ore am fost martorul unui training despre cum se citesc știrile pe Facebook, mai ales cele legate de COVID și despre legislația în vigoare. Lângă ei era un expat român, un tânăr care a lucrat în Germania, cumva a reușit și el, după atâtea luni de zile, să scape și să vină în România și ne povestea grozăvile prin care a trecut, prin atâtea granițe, pentru că a venit pe șosea. Ce vreau să vă spun cu asta? E vorba de o paradigmă. Noi vorbim foarte mult despre tehnologie. Dar oare cât înțeleg la ce e bună tehnologia? Cine se ocupă să facă educație despre tehnologie înainte ca aceasta să fie folosită efectiv în teren? Haideți să-i salutăm împreună pe cei trei invitați ai mei. În platou, domnul dr. Ștefan Busnatu, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Sunteți și profesor, sunteți prodecan cu probleme studențești la Facultatea de Medicină a Universității Carol Davila din București și sunteți și un inovator, sunteți un om care s-a agitat foarte mult să aducă tehnologie, iar astăzi v-am văzut într-un eveniment despre care vă voi invita să ne spuneți câteva cuvinte, ca eu să pot să postez și linkul la emisiune pe online, să putem discuta cu telespectatorii. Pe Zoom avem doi oameni, tot din domeniul medical, așa cum am spus, doctorul Ion Gheorghe Petrovai de la Cluj. Bună seara! Bună seara! Ce scurt ești astăzi! Ai mai fost invitatul nostru la Canal 33? Ai avut o zi grea? Am vorbit destul de mult și mă bucur atunci când vorbesc și alții și eu pot să-i ajut. Astăzi a fost o zi plină. Am fost și eu la conferință de care vorbeam mai devreme, pentru că cred că e un eveniment important pentru noi ca breaslă, generație care se orientează către educație și către un alt fel de educație. Un alt fel de educație. Perfect. Perfect. Ca să nu, deci cred că i s-au mai potolit un pic emoțiile lui Ester. Ester Halal este studentă la medicină în anul 4. Reprezentanta studenților din Facultatea de Medicină în Societatea Antreprenorială Studențească a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. Bună seara, Ester! Bună seara, bună seara! Mai ai emoții? Nu mai liniștit! E bine. Ce eveniment ați, să spunem așa, susținut voi din spate astăzi la, în anticamera, să spun, a lansării efective a SAS-ului? Deci noi, ca să lansăm SAS-ul, a trebuit să avem foarte mulți parteneri potențiali, încât să vedem cu cine putem colabora pentru a face acest lucru posibil. Până la urmă am ajuns la colaborarea cu compania Shares, care ne va ajuta cu curricula de bază a societății antreprenoriale studențești și cu alți parteneri, care sperăm să și eu parteneriat ceva aduce mare plus valoare. Bravo! Deci, doctor, acum e rândul tău să ne spui dacă
schimbarea de paradigmă pe care am prefigurat-o e una, acea întâmplare de azi noapte se întâmplă totuși în România sau suntem pe un teren virgin în care e mult de făcut? Ești și profesor, cred că sunt multe de spus privind din diverse unghiuri același subiect. Da. După cum spuneai, acum cum ar fi cel mai bine să discutăm? Spuneați ca să mergem cel mai fluent ca discuție astăzi și mâine. E un eveniment important la nivel universitar, la nivelul instituțiilor de învățământ care au acțiune în zona de antreprenoriat. De dimineață, Ion ne prezenta nouă o situație a inovației la nivel european, care, din păcate, ne poziționează pe noi cam pe ultima poziție. Pentru poziția asta am avea mulți factori cauzatori, însă cel mai important cred că e tot la care vine oarecum și cu nivelul de informație, apropo de ce ziceai cu întâmplarea asta din tren, pentru că educația e cel mai important lucru care poate conduce spre inovație. Asta e și unul din motivele pentru care în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila am inițiat și aici Ester e parte din echipa de coordonare și implementare și Ion e parte din această echipă. Sunt mai multe persoane și din zona didactică și din zona de business și din zona studenților care încearcă să producă educație. Încearcă să producă educație pentru studenții de la Facultatea de Medicină pe zona antreprenorială. Încearcă să producă educație pe de altă parte și pe zona digitală, pe zona sănătății digitale. Pentru că dacă vorbim efectiv de tot ce înseamnă soluții de sănătate digitală la momentul actual, problema principală se pune că prea putem să avem mari pretenții de la utilizatorii pacienți, atâta timp cât nu reușim să aducem lucrurile unde trebuie să fie aduse pentru utilizatorii personal medical, pentru specialiști din domeniul sănătății, care ar trebui să ei să fie prima linie și să fie foarte conștienți cu privire la rolul tehnologiei, rolul soluțiilor, ca mai departe să se răsfrângă lucrurile astea și asupra populației. Și astăzi am prezentat și noi, reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, pașii ăștia de plecare pe care încercăm să-i facem și pe zona componentei de antreprenoriat în sănătate. Am făcut o legătură și către zona de tehnologie, pentru că acum, împreună cu domnul rector Jinga, încercăm să îmbinăm tradiția asta pe care a câștigat-o și care a adus-o timpul, că până la urma urmei Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila e cea mai veche din România, are o tradiție foarte lungă și pe lângă tradiția asta să încercăm să aducem și inovația, să aducem și tehnologia pentru a pregăti viitorii medici mult mai bine la cerințele ce vor urma, pentru că medicina se schimbă. De 10 ani de zile de când am intrat în zona asta a tehnologiilor, începând cu partea de doctorat, cu telereabilitarea în infarctul miocardic, cu pacienți care să folosească senzori, să fie monitorizați și să meargă la domiciliu, să nu mai trebuiască să fie în spital, vă spun că lucrurile se schimbă extrem de mult. Poate nu sunt foarte vizibile la noi în România la momentul ăsta, dar fără să ne dăm seama, se vor transforma și se vor schimba foarte mult lucrurile. Adevărul este că nu e ușor sau la fel de ușor Universității Davila să facă același tip de mecenat educațional, să-l numim cum face Fresh Blood, clusterul pe care l-a fondat la Cluj Ion și cu colegii lui. De ce? Clusterul are un pic altă mână liberă în a informa piața, în a crea evenimente, mă rog, cu excepția perioadei de lockdown, de recluziune. Știi că am fost mai activ în lockdown decât am fost fizic. Datorită online-ului. Ne-am reorientat și am mers mai aproape de cei care erau interesați de informațiile noastre. Adică, deci datorită online-ului, da? Dar vreau să faci totuși o referire și la datorită și din cauza, pentru că din cauza online-ului, eu azi noapte n-am putut să mă odihnesc pe tren și am venit explodat în platou, dar sunt obosit, nu mi-am revenit toată ziua că a trebuit să alerg, pentru că am înnebunit cu ce am auzit de la acei oameni și ei nu sunt vinovați. Și ai avut un subiect, ai câștigat un subiect. Subiectul era plantat de săptămâna trecută de când vorbim noi despre asta. Și
E important. Cei care ne aud și pe noi vor fi probabil și mai interesați, pentru că genul acela de discuție cred că se întâmplă în foarte multe case sau în foarte multe locuri în această țară. Păi să ne gândim numai câte trenuri circulă la această oră pe care frate în România. Să ne gândim câte autobuze, microbuze circulă. Acolo ai un mediu în care ești ținut de lege să porți masca aia. Dacă oamenii încep să se înțepe unii pe alții, că să vezi că eu am citit, că nu e așa, că nu te poate penaliza, că nu te poate amenda, că de fapt se duce, Doamne iartă-mă, la revedere, orice politică de sănătate și de implementare a unor prevederi legale, nu? Vă întreb pe amândoi, pentru că faceți... Un comentariu. Faceți, nu, dar e foarte important, că degeaba se străduiesc cei care stabilesc cadrul legislativ, medicii care nebunesc împreună cu restul personalului medical în spitale atunci când trebuie să trateze oameni, dacă populația la un anumit nivel nu înțelege care de fapt rostul acelor măsuri tehnologice, atenție, pentru că totul pleacă de la faptul că am citit eu pe internet. Cei doi bătrâni vorbeau erau atât de sinceri și în același timp dramatici în susținerea punctului lor de vedere, împotriva ce spuneam eu, pentru că așa au citit pe internet. Deci cum schimbăm lucrul ăsta? Ne întoarcem la profesor și la Ester, care bănuiesc că e foarte atentă la ce discutăm noi, pentru că generația ei va trebui să ajute la schimbarea de mentalitate. Deci, doctore, mai dau un exemplu, pentru că ne cunoaștem măcar pe online, dintr-un alt context, ceva anterior, când, cu ajutorul canalului 33, în România a ajuns o anumită tehnologie pe zona cardio. Acea tehnologie funcționează în momentul ăsta și m-am întrebat, de-a lungul ultimelor luni, dacă modul în care ea folosită prezintă probleme pentru că personalul medical nu a avut timp să absoarbă trainingul necesar utilizării, sau că este deficitar cadrul administrativ din clinica respectivă, sau că virgulă, virgulă sau puncte, puncte. Deci, vorbim despre mentalități. Acum am pomenit despre aparatele de monitorizare cardio de la distanță despre care scrie în presă. Și care, ca tehnologie, suferă un afront care nu li se datorează. Afrontul e cauzat de persoane, de oameni, nu de tehnologie. Spuneți-mi două cuvinte despre tehnologie. Emisiunea are caracter științific, nu de anchetă jurnalistică. Deci merită o tehnologie, oricare ar fi ea, să primească șuturi și să nu apucăm să implementăm online și așa mai departe, pentru că oamenii greșesc atunci când o aduc, când fac inovare. Bun, acum sunt două chestiuni diferite. Odată partea aia cu Facebook-ul, partea cu discuțiile din tren, dacă stăm să ne raportăm la ele, trebuie să discutăm de sursă. Că până la urma urmei, ideea generală e de a avea o sursă de încredere pentru informații. Internetul e foarte util atâta timp cât îți extragi informațiile de undeva, de unde trebuie. Mergând la a doua chestiune, care e reprezentată de telecardiologie și de sistemul de telemonitorizare a pacienților cu afecțiuni cardiace sau susceptibili la afecțiuni cardiace, acum, tehnologia e utilă, e foarte bună, că de asta a și fost validată de niște structuri care pun un certificat CE pe ea și îl dovedesc că e un dispozitiv medical, adică are utilitate medicală, că altfel nu era o tehnologie medicală, da? Utilitatea nu poate fi contestată din punctul ăsta de vedere. Cum o gestionez soluția respectivă, cum o implementez, la ce nivel de populație și în ce sistem de business o implementez, asta e cu totul o altă discuție. Și aici modelele efective de business țin efectiv de instituția care o procură pe toată treaba asta. Că o procură ca în situația asta în care tehnologia e procurată pentru a fi pusă la dispoziția populației unui sector fără costuri, fără nimic, atunci s-ar putea să fie ceva dificultăți în a gestiona și a scala soluția respectivă. Pentru că o tehnologie, ca să poată fi implementată și să poată fi perfectabilă, în principiu trebuie să aducă niște venituri consistente ca să pui în balanță. Și chiar și soluția asta, pe mai departe, e dezvoltabilă, se poate integra inteligența artificială. Colectează foarte multe date, soluția asta. Colectează tensiunea arterială, colectează frecvența cardiacă, oxigenul din sânge, frecvența respiratorie, temperatura corporală, electrocardiograma în timp real și e un volum de date imens care poți să-l folosești, să faci algoritmi de inteligență artificială, să dezvolți foarte mult, dar cine o folosește și cum o folosește, asta e o chestiune care
vezi efectiv la fața locului și atunci poți să judeci. Dar indubitabilă e bună. Dacă e să discutăm de rolul ei efectiv. Perfect, pentru că, deci pentru, să facem eu vă spun așa, asta că fiind, vorbind de tehnologia asta că e pe zona de cardio și vă spun că un om... Și sunteți odată, cardiolog. Și sunt și cardiolog, da. Un om, după ce are un episod de infarct miocardic, după care el scapă cu viață, omul ăla rămâne cu o sechelă psihologică. Și omul ăla în continuu va fi speriat, toată viața va fi speriat, la simpla apăsare, înțepătură în zona pieptului, o să aibă senzația că s-ar putea să mai fac un eveniment, s-ar putea să nu mai scape, că marea majoritate trăiesc cu frica asta. Unii se limitează foarte mult din a face activități fizice, din a-și mai relua activitatea, se pensionează, după cum bine se știe, gata, ce, am făcut un infarct, gata, m-am pensionat. Bun, de fapt și de drept, în străinătate, unde sunt programe de recuperare cardiacă, omul ăla face o recuperare cardiacă și a intrat la muncă înapoi, nu ca la noi. Da? La noi nu există recuperarea asta cardiacă, spre exemplu, dar cu o soluție de genul ăsta ai putea să monitorizezi omul ăla și să-i dai un sentiment de încredere, să poată depăși faza acută, ca să spunem așa, și să-l reintroduce în societate. Deci, utilitatea e foarte bună. Cum o folosești, la ce o folosești și la ce volum de oameni o scalezi și o extinzi, asta e o discuție care trebuie văzută efectiv local și punctual. Ioane, nu-ți dau cuvântul să vorbești despre Fresh Blood nici un pic la momentul ăsta al emisiunii, pentru că am ajuns, e rândul lui Ester, care n-a intrat încă în zona de antreprenoriat real, da? Studenții de la medicină și antreprenoriatul. Mie mi se pare o zonă de discuție foarte, foarte interesantă, pentru că ei percep una, publicul percepe alta. Astăzi, în timpul evenimentului online organizat de Asociația pentru Educația Antreprenorială, s-a vorbit despre modul în care percepe publicul, respectiv pacienții, dacă vorbim despre sănătate, cuvântul antreprenoriat. Ce place poate să gândească românul când zice antreprenoriat în domeniul sănătății? Antreprenoriat. Păi ți știu ce fac, să scoată bani. Deci, cum facem să modificăm corect percepția publicului atunci când spunem care sunt punctele de antreprenoriat în care studentul de la medicină și respectiv absolventul de medicină merită să-și găsească informația de interes. Pentru că aveți 4 facultăți la Davila, nu? Da, da, da. Aveți medicină generală, dacă știu eu bine, veterinar, dentară, farmacia și moașă și asistent. Și moașă și asistent. Bun. Trebuie să existe niște puncte de interes pentru acești tineri. Nu doar ideea că mă duc într-un spital, acolo am venit salariul și gata. Hai să o lăsăm pe Ester să vedem de la ce pornește ea și cu colegii ei în momentul în care vor să ne propună acest SAS. Societatea Antreprenorială Studențească. Da. Deci mai întâi îmi plăcea totuși să vorbesc despre distribuția de informații false, care a fost menționată mai devreme, sau așa cunoscută, fake news. Acum câteva luni am câștigat o competiție de idei de afaceri la nivel european și am fost pornită la drum chiar să combat acest lucru, să combat distribuirea de informație falsă pe subiectul de vaccinare. Și eu, pornind pe Ester Zezel, fericită că sigur vom găsi o soluție, s-a dovedit a fi mult mai greu decât pare. Motivul fiind că oamenii, în momentul în care văd o informație negativă, noi ca ființe umane avem tendința să-i oferim o valoare sau o greutate mai mare informației de natură negativă decât informația de natură pozitivă. Și atunci noi, încât să putem să combatem într-o anume măsură această cantitate enormă de informație negativă, trebuie să avem un raport chiar de 3 ori mai mare de informație pozitivă, chiar poate de 5 ori mai mare de informație pozitivă și din surse care sunt valide. Păi bun, și de unde e Ester? Ester, voi studenții, da, oamenii care sunt în domeniul academic, da? Cei care învață și respectiv cei care predau, pot să deceleze care sunt sursele mai valide, să nu zic valide, chiar dacă greșesc gramatical, mai valide. De ce? Pentru că românul este în zona mai. Românul se pricepe mai mult, mai puțin, dar se pricepe la cam toate. Cum decelează el care informație validă când vine vorba despre sănătate? În loc să întrebe un prieten, o rudă, un prieten care este student la medicină, o rudă care este asistentă medicală, medic, etc. Românul preferă să-și dea el cu părerea, să zică, nu, domnule, eu știu, am citit eu pe Facebook. Și de ce durează?
durează, adică chiar și pentru noi, ca să stăm, să verificăm dacă un articol este corect, fiindcă am văzut multe articole care, de fapt, erau false, dar păreau a fi adevărate, deoarece păreau, aveau modelul de articol corect, citau, bibliografie, introducere și mai departe. Și atunci durează. Durează să stai să cauți, stai să suni pe cineva. Și de multe ori, nu este și frică să greșim și preferăm să spunem că noi știm mai bine. Chiar și studenții de la medicină, uneori, le este greu să recunoască că anumite lucruri le stăpânesc. Și atunci, da, aceasta este o mentalitate și o paradigmă care trebuie să ne schimbăm cu toții, și medicii, și orice om. Ideea aceasta că noi știm mai bine și că nu avem nevoie să fim învățați de către altcineva. Și această societate antreprenorială studențească vă va ajuta, da, să puneți mâna pe informație validă. Cam asta ar fi concluzia. Și un prim pas ar fi să accept că poți greși. Și asta va fi unul dintre cursurile, că în antreprenoriat vei greși și trebuie să înveți de la asta să fii foarte deschis. Mai ales ca studenți, noi suntem învățați să fim destul de competitivi, să fim noi în bula noastră în loc să fie încurajată această comunitate. Și asta încercăm să creăm cu SAS. Să creăm o comunitate de mentori, de tutori, de studenți care se ajută între ei și în care nu există competiție, ci mai degrabă dezvoltare personală. Ion te poate ajuta și domnul doctor vrea să zică ceva, dar după ce zice Ion. Da. Nu, eu aș vrea să plec de la ceva ce a zis foarte important Ștefan. Medicina, cred că suntem din ce în ce mai convinși că nu se oprește la ușa cabinetului medicului. De foarte multe ori, medicina a fost predată ca și cum s-ar opri la ușa cabinetului medicului. Ori pacientul petrece în cabinetul medicului 20-30 de minute, poate o oră dacă are nevoie de anumite analize și după care 23 de ore el este afară. În tren, în trenul de aseară erau niște oameni care au trecut și la doctor. Și cred că valoarea gândirii antreprenoriale și aducerea ei într-un context medical te educă și te ajută să ai un impact mai mare în profesia ta de medic. Și exemplul pe care l-a dat Ștefan este foarte bun. Nu e suficient să scrii o rețetă. Trebuie să înțelegi ce se întâmplă cu pacientul respectiv după ce a trecut prin infarctul miocardic. Pentru că asta are impact nu numai asupra lui, are impact asupra modului în care se practică medicină și impact asupra societății. Și aici mă bucură pe mine mindset-ul ăsta pe care Universitatea Carol Davila începe să îl dezvolte, să gândim cum facem mai mult cu știința noastră și cum impactăm mai larg societatea decât strict fiind niște medici buni. Evident, medicii se trăinesc și se dezvoltă și ajung medici buni, dar medicina trebuie să vadă lucrurile mai larg. Sau, nu neapărat că trebuie. Cei care aleg să vadă potențialul tehnologic, cei care aleg să vadă interferențele educaționale, adică Facebook în momentul de față este o unealtă care poate să ajute sau poate să strice. Și atunci un medic antreprenor, un medic care se gândește la zona de influență sau zona de inovație, poate să folosească aceste unelte și poate să facă mai mult bine. Asta e cumva crezul meu și asta încercăm și noi să ajutăm prin Fresh Blood. Să găsim oamenii care zice, ok, eu aș putea să fac ceva mai mult decât să fiu un medic bun. Că așa ne-am întâlnit și cu Ștefan. Cardiologi de vârsta lui sunt, nu știu, câteva sute în România. Câteva zeci în generația lui. Dar el este unul dintre primii care a făcut mai mult decât să fie doar un medic cardiolog. Și în momentul de față este omul care face mai mult decât să fie cardiolog, mergând și în zona de educație. Pentru că dacă vrem să schimbăm ceva, inclusiv în zona de inovație, trecem prin educație. Și asta înseamnă să arătăm o altă cale pe care ulterior vom culege roadele din punct de vedere al prevenției, din punct de vedere al unui tratament mai eficient și din punct de vedere al câștigării unor resurse pe care poate în momentul de față nu le folosim cum am putea. Domnul doctor Buznatu, vreți să ziceți ceva? Să completați? Ați avut două momente în care era cât pe ce să o întrerupem pe Ester și ea totuși e cea mai tânără, trebuie să-i acordăm un pic de spațiu să se poate exprima. Reflectam activ, da. E o completare care e legată de SAS și de activitatea Societății Antreprenoriale Studențești din Universitatea de Medicină. Practic, cum discutam și mai devreme, ideea generală
vrem să facem inovație, vrem să facem și e-health, să dezvoltăm conceptul, să creștem și nivelul de educație. Dar trebuie să-i atragem pe studenți, trebuie să-i atragem cu niște mecanisme. Deci nu e suficient să înțeleagă, da, e totul bine. Trebuie să înțeleagă că e suficient. Fac o chestie care e bine, dar s-ar putea, pe lângă faptul că e foarte bine, dacă ei sunt foarte, foarte deștepți, foarte inovativi, au o minte colaborativă, fac rețele, conexiuni cu oameni din zona tehnică, cu oameni din zona economică, cu oameni din imagine și își dezvoltă niște produse pe zona tehnologiilor avansate, pe lângă faptul că fac un bine, că în meseria aia pe care și-o aleg pe mai departe, o practică, fac un bine, dacă mai au și un instrument secundar, poate să facă și mai mult bine și poate să aibă și un outcome. Pentru că e tot ca un mecanism prin care să-i faci efectiv, să-i atragi pe student, că nu e simplu să-i educi pe cineva lucruri legate de sănătate digitală. Oricum, la medicină e atât de mult de învățat doar partea de medicină, încât tocmai trebuie să ai niște incentive-uri, niște chestii suplimentare prin care să reușești să mobilizezi oamenii, sau cel puțin așa cred că gândim noi ca să mobilizăm oamenii, cum văd acum, cât de greu e să mobilizăm oamenii. Și întotdeauna caut niște mecanisme suplimentare, cum sunt și fondurile, finanțările, Horizon și proiectele prin care să introduci oameni să vadă ce se întâmplă în Germania, în Austria, în Anglia, tocmai pentru a fi mobilizați, pentru a le deschide orizontul și pentru a progresa pe mai departe. Asta era completarea. Dar iată că la evenimentul de astăzi pe care l-am evocat, e evenimentul online al Asociației pentru Educația Antreprenorială, unul dintre vorbitori, lectorul Mark Wilson de la Universitatea Rochester din Statele Unite, chiar a punctat un element la care mă gândeam și eu în momentul în care vorbeați dumneavoastră, adică anterior domniei sale. În momentul în care spui antreprenoriat pe fondul unei discuții de sănătate, despre sănătatea, despre sistemul medical din România, să fim serioși, publicul românesc începe să învârtă rotițele. Pentru că avem niște prejudecăți masive de care trebuie să scăpăm. Sau măcar să le mitigăm, să le abordăm cumva și să începem să facem curățenie în mintea noastră. Generația tânără de medici și cei care urmează să iasă acum de pe băncile școlii, generația lui Ester, funcționează altfel la nivel mental. Dacă lui Ester îi spun: Ester, știi că la clinica Caraiman s-au implementat 300 de dispozitive pentru monitorizare cardio la distanță și ele au devenit după aia subiect de presă câteva săptămâni de zile pentru nu știu ce greșeli umane? Unde este partea de avantaj? Că acele dispozitive au funcționat și funcționează pentru oameni. Unde e partea de dezavantaj? Că mentalitățile umane ne aduc prejudicii chiar în introducerea noului, în inovare pe domeniul medical. Deci voi cu asta va trebui să vă luptați, Ester. Asta e clar. Este greu să acceptăm tot ceea ce este în afara zonei noastre de confort. Dar până la urmă, cum a zis și înainte, adică, cum a zis domnul doctor Ștefan, ce ne atrage pe noi ca studenți tineri în zona aceasta antreprenorială este dorința de a vedea că lucrurile se pot schimba. Noi, eu chiar cred că pot să vorbesc pentru toată generația mea, că noi chiar ne dorim să vedem că lucrurile sunt diferite și că lucrurile merg în bine. Și chiar văd că generația mea reușește să facă anumite schimbări, deși sunt în afara zonei de confort ale anumitor persoane, dar măcar știu că plângem într-o direcție pozitivă. Și vreți să folosiți extensiv mediul online, pentru că tot la Canal 33 în acest platou au mai fost antreprenori porniți din sfera medicală care au creat o platformă de examene online, de fapt testarea. Îți dai singur testare online. Îmi scap acum numele lor, le urez succes în continuare și bineînțeles că e deschis platou pentru ei, dar sunt oameni care au făcut medicina sau focusat sau focalizat pe punerea online a unor elemente de educație din domeniul pe care îl cunoșteau foarte bine și acum sunt foarte corect numiți antreprenori. Numai că vorbitorul Mark Wilson, profesorul Wilson, spunea că nu cumva folosirea cuvântului antreprenor în legătură, în conexiune cu sănătatea, vă poate aduce prejudicii în aducerea noului în acest domeniu, în aducerea noilor tehnologii. Cam asta este ideea pe care vreau să o împărțim pe bucățele așa și la nivel de profesor, reprezentant ONG, pe domnul doctor Petrovail, considerăm astăzi reprezentant pe ONG, nu medic, da? Și student cu preocupări antreprenoriale ar trebui să o aibă cumva în vedere pentru perioada următoare. Pentru că vor fi foarte mulți antreprenori care vor dori să aducă tehnologie nouă în România și se vor lovi cam de același câmp minat pe care la
găsit acea tehnologie de monitorizare cardio la care am. O să răspund eu, Cătălin? Te rog, sigur. Să-ți mai grinzonat. Este o dezbatere. Să-mi aduc aminte, eu sunt o generație de tranziție între generația lui Ester, generația lui Ștefan și generația ta. Am și eu grizonele mele și trebuie să țin cont de ele. O să revin la un punct pe care noi îl știm. Imediat după Revoluție s-a vorbit foarte mult negativ despre cuvântul patron. Unii îl foloseau, să zicem, pozitiv, alții îl foloseau într-un context negativ. Patronul așa, patronul așa, patronul așa. Pur și simplu, ăsta era nivelul de educație și nivelul de așteptări al populației generale. Acum, contextul se duce încet, încet din zona de patron către zona de antreprenor. Șansa noastră este să arătăm că antreprenorul are în vedere o schimbare în bine. Și cred că antreprenoriatul pus lângă medicină este de fapt o cale de a îmbunătăți lumea în care ne aflăm. Că vor fi situații neplăcute, că vor fi atacuri la diferite inițiative valoroase și benefice, oricum sunt inerente. Era un proverb japonez care zice mulți dușmani, multă onoare. Ce cred eu este că dacă oamenii se gândesc cum pot să îmbunătățească ceva și se gândesc la punctele prin care pacientul trece înainte de diagnostic, înainte tipul diagnosticului și ulterior cu abordarea antreprenorială, cu abordare de inovație, putem să îmbunătățim sănătatea din această țară. Alte metode cred că sunt mai puțin promițătoare și vorbim de foarte multe ori de situații în care ne trebuie mai mulți bani. Banii nu ajung niciodată. În sănătate poate că este mai valid ca în alte domenii. Ce putem noi să facem? Să vedem ce resurse avem, să gândim antreprenorial, să gândim inovator și să le folosim un pic mai bine cu un impact bun pentru pacient și pentru societate și practic pentru modul în care noi vom fi tratați peste 3, 5, 7 ani, 10 ani. Orice lucru bun în sănătate, și asta e unul dintre focusurile noastre la Fresh Blood, a plecat dintr-o zonă de motivație personală cu gândirea antreprenorială și schimbarea, care de obicei în sănătate durează destul de mult, există studii care spun că în medie 15-20 de ani, a ajuns să fie îmbrățișată la un moment dat, în momentul în care a fost înțeleasă și acceptată pe o scară mai largă. Dar ea trebuie să înceapă de undeva. Și faptul că universitatea își asumă deschiderea către studenți, deschiderea către cadrele universitare care au inteligență, au cunoștințe, au motivație și poate au proiecte care pot să impacteze populația, mi se pare un lucru foarte, foarte valoros. Și nu sunt doar ei, pentru că conferința de astăzi aduna, practic, cred că un mare număr. Avea, practic, era o conferință națională și erau reprezentanți din majoritatea universităților din România, universitățile mari. Și aici e contextul în care și Universitatea de Medicină spune, da, vreau să educ studenții, vreau să le arăt că se poate face mai mult cu motivația lor, așa cum a spus Ester. Ei au motivație, au nevoie să fie ajutați și au nevoie să își deschidă orizonturile astfel încât ei să meargă mai repede și mai departe decât a merge generația mea. Da, eu vin din generația în care umblam, mergeam noaptea de la Cluj la București pentru un tip de calculatoare ca să mă uit pe internet și aveam un carnețel în care notau chestiile astea. Apropo de experiența ta de astă noapte. Da, foarte frumos. Aproape că ai răspuns la o întrebare pusă de un telespectator. Cum văd invitații mei un cadru ideal folosind tehnologia în domeniul medical? Cum ar arăta mediul mai aproape de perfecțiune și ce pași ar trebui să facem fiecare în domeniul nostru ca să ajungem acolo? Deci o întrebare pentru toți trei, dar Ion aproape că a răspuns la ea. Ideal, ideal, domnule doctor Buznat. Eu aș reveni la ideea mea de la început. Și pe modelul ăsta cu ce a fost la Caraiman și pe alte soluții de telecardiologie sau telemonitorizare, pacientul sau beneficiarul, dacă ar utiliza soluția și ar avea parte de o experiență pe care să o înțeleagă și atunci să-i vadă utilitatea experienței, cred că
Și ar schimba oarecum și concepția asta asupra faptului că ăștia au făcut ca să mă jăgmănească, ca să nu mai știu ce să tragă și așa mai departe. Și aici revine problema cealaltă, legată de faptul că cineva se gândește, are o minte inovativă, nu neapărat că face soluția, o aduce, o implementează, dar și utilizatorii din spate nu știu să o gestioneze corespunzător. Și atunci tot serviciul care e dat prin telemedicină, cum sunt și soft spitalicesc în care raportezi informațiile. Nu le raportezi bine, nu le are bine nici casa, nu le are bine nimeni, nu poți să extragi nimic din ele. Cam atâta timp cât nu reușim să facem o educație corespunzătoare utilizatorilor din zona medicală, nici beneficiarul nu va înțelege experiența lui. Că la toate soluțiile astea, vă spun că am acum două proiecte, Orizont 2020, care unul e pe inteligența artificială în recuperarea pacientului cu insuficiență cardiacă și celălalt e pe transferabilitatea datelor în spațiu intercomunitar. Și întotdeauna vorbim de experiența utilizatorului. Dacă utilizatorul nu are o experiență prin care el să simtă că soluția aia i-a adus ceva, așa teoretic îi spui, e foarte bine, te urmărește și așa. Dar dacă nu te urmărește nimeni, sau tu apeși butonul ăla și nu ți răspunde nimeni, sau o să răspunde peste 7 ore, nu așa cum ar fi trebuit, atunci experiența se strică, se denaturează și efectiv nu mai susții. Și aici zice, el a luat soluția ca să își rezolve o problemă. Sigur, s-a gândit el să tragă niște bani, să facă pe un proiect, pe ceva. Și revenind la partea asta cu educația, acum nu știu cum e în alte structuri, noi ne-am gândit la Universitatea de Medicină și Farmacie, Carol Davila, un proiect al conducerii, al domnului rector, împreună cu domnul decan de Facultății de Medicină la care am lucrat. Și pentru a pune bazele unui centru de inovație și health care să fie ca un principal motor de educație pentru nivelul zero. Adică să produci educația studenților. Esther e familiarizată cu domeniul, că a participat la hackathon, dar astea sunt elemente în care eu am fost invitat la Innovation Labs ca mentor la un eveniment desfășurat la Politehnică pe partea asta de hackathon în tehnologie și am fost neplăcut, surprins, să văd că erau foarte puțini studenți de la medicină. Și erau foarte puțini studenți de la medicină pentru că nu s-a făcut o diseminare, nu s-a creat un fenomen de awareness să știe ce produce un astfel de eveniment pentru un student la medicină, ce opțiuni, ce posibilități poate să-i ofere. Piva, pentru că Esther, acum e momentul să-ți faci reclamă, da, grupului tău de studenți, da? Doctorul Buznatu a zis despre efortul studenților de la medicină, a unora dintre ei, să ajungă la Politehnică, să afle elemente tehnologice, informație tehnologică. Acum e momentul tău de reclamă pentru acest SAS. Sincer, chiar voiam să zic un soi de reclamă, fără să fiu invitată. Știam că nu o să ai curajul să ne întrerupi. Bagă! Ideea care este foarte importantă, bun, am fost la competiții cu Politehnica și, bun, am primit la drum. Dar n-am avut cineva care să poată să-mi traducă cum ideile mele nu sunt aplicabile în sistemul nostru medical. Cum am multe chestii, ca student, și ai râdă și ai dorință, încă nu ai destule tangențe, să ai destule experiență, cum au doctorii care deja lucrează în spital de mulți ani, legat de ce soluții sunt fezabile și importante și bune. Și atunci, aici văd de ce SAS-ul, Societatea Antreprenorială Studentească, aduce o mare valoare, fiindcă este efectiv ca un intermediar între aceste lumi. Fiindcă noi pornim cu idei, numai că avem nevoie de un loc în care să ne dea context, să ne spună aceasta este de fapt situația în spital, de acest lucru avem noi nevoie. Cum a zis doctor Ștefan Busnatu, intră în software, nu? Dar nu răspunde la nevoile doctorilor. Sau un soft nou care chiar aduce mai multă burocrație domnilor doctor care deja sunt foarte ocupați. Și atunci, noi ca studenți care dorim să avem idei, inițiative noi și mai departe, trebuie să avem o comunicare cu ei. Și chiar cred că SAS-ul deschide acest canal de comunicare între studenți și inițiative și efectiv experiența lor clinică care le va direcționa către
proiecte și companie care, și produse care chiar aduc valoare. Domnul Petrovai, dacă mai vreți să completați, dacă nu vă pun eu ultima întrebare. Eu cred că asta e direcția, apropo de întrebarea telespectatorului nostru. Cum ar fi un ideal? Ideal este să înțelegem ce este necesar și să construim sau să adaptăm lucrurile la ceea ce este necesar. Și pare simplu, dar în sănătate fiecare vede lucrurile dintr-un punct de vedere destul de particular. Noi, prin Flashblad, de multe ori explicăm contextul stakeholderilor în sănătate. Adică există minim 12 stakeholder. Universitatea este un astfel de stakeholder sau actor. Dar există doctorii, există spitalele, există casa de asigurări, există ministerul, există administrația publică locală, există companiile mari, există companiile mici. Practic, SAS-ul este un loc în care oamenii și aceste instituții se pot întâlni și putem să dezvoltăm soluții care să răspundă unor nevoi reale. Și ideal, aceste soluții se vor și implementa în practică, pentru că cumva moonshot-ul nostru la Fresh Blood a început acum 4 ani. În domeniul medical, noi ne uităm de foarte multe ori la spitalele de vârstă la nivel mondial, cum ar fi Mayo Clinic, Cleveland Clinic. Nu ne fac prea multă reclamă că sunt departe și nu sunt așa de interesați poate de piața românească. Dar eu cred că din inovația românească pot să ajungă soluții care să fie utilizate la un moment dat în Mayo Clinic. Peste 5, peste 10, peste 15 ani și oamenii care în momentul de față încep pot să meargă cu altă viteză și să ajungă mult mai departe pentru că merg împreună. Există studenți la medicină inovatori care poate să duc să inoveze în altă parte. Există IT-ști inovatori care poate n-au unde să se ducă să vorbească cu niște oameni din domeniul medical. Dacă ne construim un astfel de loc, dacă îi ajutăm, dacă îi motivăm, lucrurile se pot mișca foarte repede și în ultimii ani am circulat mult la nivel european și Ștefan sunt convins că are exemple în care oamenii din România au dat tonul sau au schimbat regulile jocului oarecum spre surpriza celor de afară. Da, dar voi înțelegeți chestia asta? Da, înțelegem, dar pentru că ne-am pregătit și putem să contribuim în mod real. Dar cheia este ca noi să schimbăm lucrurile, este să fim mai mulți și să ne ajutăm unii pe alții. Despre asta e vorba. Domnul doctor Buznat, inovarea tehnologică în sănătate într-o eră online în care nu știm să folosim online-ul, cred că practic asta e afirmația corolar pe toată emisiunea de astăzi. Eu am venit cu câteva exemple, dumneavoastră, cei trei invitați, ați venit cu câteva soluții. Mă bucur că Ester, ca reprezentantă a generației ei de viitori medici, are o viziune largă. Rămân la părerea că mai e de lucru pe planul educării populației al utilizatorului. Un gând de final de emisiune de la profesorul Buznatu pentru cum ar putea fi făcut această educație, pentru că până la urmă, dacă nu o face mediul academic și profesioniștii din medicină, nu o va face nimeni, în niciun caz zona de administrație centrală sau locală. Pentru că nu are competență. Deși în România, am zis și o repet, ne cam dăm toți cu părerea. Suntem foarte buni asta. Cred și, cum zicea și Ion mai devreme, acum dacă discutăm de un driver care să producă schimbarea sau adaptarea sau un motor. Un motor pentru partea asta de educare, cred că mediul academic universitar, că la discutând punctual, ar avea foarte multe lucruri de spus și cred că și evenimentul de astăzi și celelalte evenimente și cu ce încercăm noi să facem acum cu Centrul de Inovație și aici aș lansa, dacă îmi permiteți, și o invitație generală pe partea asta de inovație și health, aș vrea să vină către noi, către universitate, actorii din zona asta de inovație care își doresc să se implice pe zona medicală, să ajute la dezvoltarea produselor, să ajute la dezvoltarea noilor concepte, pentru că centrul ăsta e structurat pe soluții digitale, big data, inteligența artificială și antreprenoriat pentru a face legătura cu SAS-ul și a lega toate lucrurile. Dacă vin alături de noi, pilotăm niște proiecte, generăm niște lucruri care sunt frumoase. Pe mai departe, mediul academic are posibilitatea, fiind coagulat și fiind mai bine educat, are posibilitatea de a
trasa niște direcții și poate genera niște surse de încredere. Că și pentru COVID, cu ce discutam noi la început, practic e și chestia asta, că și guvernul, autoritățile dau niște indicații. Dau niște indicații, dar și indicațiile alea nu trec prin toate mediile care ar putea să le dea putere. Cum ar veni și mediul, efectiv mediul academic, ar trebui să fie punte între mediul guvernamental, mediul academic și să fie construit la nivelul populației, adică populația să știe când caut o informație, că vreau să verific, trebuie să știu ori intru la universitate, ori intru pe la guvern, nu Facebook, discutăm de alte categorii de informații. Lăsați că luăm în legătura cu Fresh Blood, pentru că ei, ca și ONG, au capacitatea să vină cu surse de finanțare și să trântim câteva aplicații for free pentru public și împreună cu Canal 33 să le promovăm. Deci, le mulțumim în această seară doctorului Ștefan Buznatu, lui Ester Halal, student în anul 4 la medicină, și domnului doctor Ion Gheorghe Petrovai din Cluj. Împreună cu cei trei invitați ai mei, vă spunem o seară bună în continuare pe Canal 33 și rămâneți încrezători în sistemul nostru de sănătate.